Și azi ne calcem mașina aici la liceu. Întârzim la ore la Basarab. Salutare toată lumea! În câteva zile din săptămâna asta am filmat mici bucăți din ore și din pauze de la Colegiul Național Matei Basarab. Dați-mi un follow pe Instagram pe undeva pe aici și rămâneți în continuare să vedeți cum este atmosfera la liceu. Înainte de toate, să fac un mic story time. După ce clasa 8-a s-a terminat și vă pun aici un mic segment dintr-un videoclip pe care l-am făcut eu pentru Ultimul Clopoțel. Am dat evaluarea națională la care am luat la română 9,10 și la mate 9,20 și am intrat la Colegiul Național Matei Basarab. Suntem aici la Basarab, ia uitați acolo terenul. Terenul, forță, forță. Toată lumea pe aici se face. Da. Ce faci? Montana pe vlog aici, da. Chiar o să apărăm pe YouTube la Bugheanu, oh my god! Nu m-am mai simțit așa pe masă viața. Uitați. Ce mușchi este pe clădire. Chiar faci vlog? Bună ziua, YouTube, salut! Da, chiar fac vlog. Eu nu știu ce ar trebui să zic. Nimic. Bună! Așa că ești frumoasă. A, deci eu pe așa să uite lumea, măcar. Da. Mulțumesc! Partea asta, măcar. Da. La vlog. Urât, bă, Matei, urât. Ea ale n-are părinți, cauză să fie. Vine Dragoș și îi place Pălinca și cam atâta trebuie să știți despre el. Și ea ale. Da. Hai, potinte. Oameni, ce ne simți tu? Oameni, mi-ai murdărit pantă. Dar ce zic, există o treaptă pe care am denumit o treaptă a mea. Pentru că e mult mai înaltă decât celelalte. Și mereu mă împiedic de ea. Oare, dar acum am avut grijă să nu mă împiedic. Deci se face cadre cinematice pe aici. Așa, acesta este holul din Matei Basarab. Le publicite astea. Noi nu știm ce este cu acest hol, tocmai ce l-am descoperit. Este un hol foarte frumos. Da, uitați ce lasă-mi. Bă, nu i-a văzut. Bă, am văzut pe care vin de aici. Parcă vezi că ne prinde cineva pe aici. Ar cineva tot trebuie să încerce clanță? Nu. Aceasta este strada care s-au toți proștii posibil. Vreau și o să par un vlog. Ce are la tine? Ce aseveri la tine? Deci asta este pentru vlogul lui Bugheanu. Eu sunt următoarea Smaranda dacă Bugheanu ajunge și Eli. Deci azi ne calce mașina aici la liceu Matei Basarab, era să mă arăt. Cel mai șmecher liceu, nu veniți copii. Cel mai șmecher liceu, voia să avem mate, trebuie să mergem, pa, se închide vlogul, pa. În liceul, la Colegiul Național Matei Basarab, cu camera lui Matei și facem vlog. Haideți să vă prezentăm amfiteatrul acestui liceu. Aici sunt băncile, aici sunt scările. Și aici sunt tablouri cu oameni pe care nu-i cunoaște nimeni. Bă, dar tu știi să o filmezi în tine. După aceea, acolo, sunt oameni care învață la limba și literatura istorică. Foarte important. Boring! El este Petru. Salutare! Da, copii dorm la școală. Eu chiar aș știu pe aceste pagini dacă nu scriam. Anca, Sonia. Care de fiind această cameră, dar nu știe încă că eu am furat-o.
Salutare! Salutare! Locul din afara școlii, da? Avem 2 neuroni toți, pentru că eu sunt pe minus. Pui magazinul. Da, avem română, proful de română e super șmecher. Tati, ce stai? Ia uitați. Bum! Și arată toaletul din Colegiul Național Matei Basarab. Șmecher, foarte șmecher. Bar foarte dubios. Zici că fac un reportaj la Pro TV. Okay. Eu tip pe aia de lucrează acolo la... Renovează Basarabul. Dupe un pic. Să bată cu picioarele. Vrei să te țin de colț? Și de unde își pune greutatea ce-i bun? Bun. Bun. Ce l-ai de Alexia? Asta este un lift care nu funcționează. Nu știm ce e cu el, habar n-am. Suntem noi pe aici. Suntem noi pe aici. Liftul construit în anul 1928 a fost reabilitat și conservat în anul 2010 cu sprijinul Asociației Părinți Profesori din Colegiul Național Matei Basarab. Întârzim la ore la Basarab. Let's go. Wow, ce nebun sunt. Cum ți se pare Colegiul Național Matei Basarab? Ce frumos. Suntem aici cu niște fete din Basarab. Foarte tare. Foarte top, da. El este dirigintele nostru, mult iubit. Că te iau cu telescopica. Ok, gata, gata. Ok, acesta a fost vlogul de astăzi. Dați-mi un follow pe Instagram pe undeva pe aici și un share la acest video dacă v-a plăcut. Eu am fost Boogie, iar noi ne vom revedea data viitoare. Bye!